Bună ziua! Bună ziua, stimată audiență! Astăzi suntem martori la un eveniment destul de important. Bună ziua! Și îmi permiteți să-i salut oaspeții noștri, domnul Igor Șarov, rector al Universității de Stat din Republica Moldova, doamna secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării, Galina Rusu, domnul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, doamna Maria Pancu, deputat Parlamentul Republicii Moldova, doamna Nighina Abazada și doamna Rina Strajescu, onorată asistență, profesori, studenți, persoane în etate și reprezentați mass media. Astăzi, împreună cu dumneavoastră, suntem martori a unui eveniment important și martori a unei schimbări. Schimbări ce va completa și întări lista priorităților în educație, sănătate și domeniul social. Dat fiind faptul că ieri a fost 01 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor în Etate, îmi permiteți, dumneavoastră, în primul rând, să vă aducem sincere felicitări, dorindu-vă sănătate, mulți ani înainte, împliniri și viață trăită cu mult sens. În acest context, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, în parteneriat cu Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova și Fundația Molcel, lansează în premieră în Republica Moldova conceptul Universitatea pentru vârsta a treia. Cu această ocazie oferim cuvântul de deschidere și cuvântul de salut domnului rector al Universității de Stat din Moldova, doctor conferențiar Igor Șarov. Vă mulțumesc mult! Stimate domnule ministru, stimate domnule secretar de stat, stimate domn deputat, dragi parteneri de dezvoltare, dragi colegi și dragi studenți ai Universității de Stat Moldova. Dacă vorbim de Universitate de vârsta a treia, dar reveniți în aulile universitare într-un nou format. Are dreptate doamna Tatiana Turchină, care îi mulțumesc foarte mult pentru sufletul care l-a depus în acest proiect. Adesea noi vedem doar partea de supra a icebergului atunci când proiectul este împlinit și o muncă titanică de examinare a experiențelor similare pe care au trecut alte state ale lumei, o muncă organizatorică de pregătire și nu din întâmplare în ziua de 2 octombrie. Ieri am avut o sărbătoare mare, ziua vârstnicilor, vreau să o fericit și eu de asemenea cu această sărbătoare. În plus, ieri a fost și ziua Universității de Stat din Moldova, care a împlinit 77 de ani de la formarea sa în anul 1946. Noi adesea vorbim despre proiecte. Pe mine mă bucură foarte mult viabilitatea acestor proiecte și dau rezultate. În primul rând cu domnul ministru Buzu lansam acum câteva luni un proiect pentru studenți, da, cei care urmau să activeze în cadrul Inspecției Muncii și vreau să spun la cele 30 de locuri au fost aplicate peste 400 de cereri. În egală măsură când vorbim despre proiectul nostru și atenția care o acordăm noi, în care am pus multă dragoste și pasiune, la cele 40 de locuri care au fost destinate pentru acest proiect pilot, au fost peste 180 de aplicații. Deci, ideea este interesul sporit pentru acesta. Sper să nu vă dezamăgim nici prin calitatea programelor, fie ABC-ul digital, fie cel de-al doilea program prin starea de bine. Lucrăm paralel și asupra unui nou regulament. Avem în proiecție peste 20 de programe care vor fi lansate pe diferite spectre, fie că ține de educația juridică, educația financiară și multiple altele. Dar dumneavoastră vreau să mulțumesc foarte mult că ați optat pentru acest program, că ați îndrăznit
Și cred eu și elementul de socializare, pe lângă informația pe care o s-o primiți de la colegii de la universitate, o să fie una foarte benefică pentru dumneavoastră. Vreau să mulțumesc în special și doamnei secretar de stat Galina Rusu, bine ați venit acasă, doamna secretar de stat, fost decan de facultate în cadrul universității, care astăzi își îndeplinește meseria în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, și acest cuvânt împreună cred că caracterizează demersul nostru. Fără de implicarea colegilor la UNFPA, fără implicarea colegilor la Mulceal, nu sunt sigur de cum am fi putut să realizăm obiectivele pe care ni le propunem. De asemenea, mulțumiri sincere și Parlamentului Republicii Moldova pentru susținerea demersului nostru. Mai avem mai multe proiecte care, într-o scurtă perioadă de timp, vom încerca să le lansăm. Încă o dată, bine ați venit la Universitatea de Stat din Moldova și succes Universității de vârsta a treia. Domnule Șara, vă mulțumim enorm de mult și vă mulțumim pentru susținerea care ne acordați atunci, ori de câte ori, venim cu idei prodigioase. Mulțumim foarte mult! Și deoarece nimic nu este întâmplător, în spatele ideii de lansare a Universității pentru vârsta a treia sunt câteva studii care ne oferă niște date statistice. Cum ar fi? În ultimii 6 ani, numărul populației de 60 de ani a crescut cu peste 4%. Iar ponderea vârstnicilor constituie la moment aproape 24% din populația țării. Conform prognozelor, în anul 2040, fiecare a doua persoană din țara noastră va avea peste 50 de ani. De Ziua Mondială a Populației, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, a lansat programul privind îmbătrânirea activă și sănătoasă pentru anii 2023-2027. Documentul conține 4 obiective naționale, unul dintre care se axează pe dezvoltarea conceptului Universitatea pentru vârsta a treia. În acest context, pentru cuvânt de salut și mai multe detalii, îl invităm pe domnul Alexei Buzu, Ministrul Muncii și Protecției Sociale. Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu am intrat în această aulă și așa de tare m-am încălzit la suflet. Aula asta e atât de aproape de a reprezenta Moldova reală. Da? Deci avem bărbați, femei, tineri, vârstnici. Eu cred că dacă mai facem un efort suplimentar și încercăm să devenim și mai inclusivi pentru a avea mai multe persoane cu dizabilități, deci în această aulă o să avem, într-adevăr, frumusețea reală a Republicii Moldova. Și eu vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați dat curs invitației noastre, ați aplicat. Eu, din start, am sentimentul ăsta că acest program pilot, pentru că este pilot, deja pot să spun că este un succes pentru că am avut un interes mult peste așteptările noastre și cu siguranță acum noi atât la Ministerul Muncii și Protecției Sociale cât și la Ministerul Educației și Cercetării va trebui să ne gândim cum extindem într-un timp cât mai scurt acest proiect minunat pentru că într-adevăr comparativ cu țările europene în Republica Moldova oportunitățile pentru persoanele vârstnice de a învăța pe parcursul vieții sunt mult mai puține. Și eu vreau să mulțumesc Universității de Stat și dumneavoastră personal, domnul rector, pentru inovația și deschiderea dumneavoastră. Cum ați spus, acum câteva luni în urmă am fost la dumneavoastră unde am lansat o campanie de recrutare pentru Inspecția Muncii și am avut foarte multe dosare, am avut foarte mult interes și eu sper că noi o să construim pe acești pași, o să lansăm mult mai multe inițiative împreună. Eu vreau să mulțumesc doamnei Pancu pentru faptul că a susținut această idee. Ea s-a născut de mai mult timp, inclusiv în cadrul unei vizite de studiu în Cehia.
și cu doamna Pancu avem un parteneriat foarte strâns între Minister și Parlament pentru a promova acest principiu de îmbătrânire activă și sănătoasă. Eu aș vrea să mulțumesc și colegii mele de la Minister, secretarul de stat Felicia Bethold, colegilor mei din Serviciu pentru Politici Demografice, care au depus un efort foarte mult, doamnei Anastasia Ocerednei, colegilor de la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, colegilor de la Fundația Molzel pentru parteneriatul și pentru deschiderea și prietenia de care ne bucurăm. Eu mă bucur foarte mult că putem iniția acest proiect. Eu am văzut, m-am convins în pandemie despre izolarea, în special a noastră tuturor, dar în special a vârstnicilor. Știți, maică-mea este profesoară, acum este deja la pensie și ea, atât prin fire cât și prin munca ei, trebuia să interacționeze foarte multe persoane zilnic. Și am văzut în pandemie cât de complicat a fost, cât de mult ne-am izolat unii de alții și pe lângă faptul că această inițiativă va dezvolta noi abilități, va arăta întregii societăți că vârstnicii din Republica Moldova doresc să devină activi, sunt activi și pot fi activi. Un lucru foarte important care nu trebuie să-l ignorăm este încă o posibilitate de socializare, de a crea relații noi, de a crea prietenii. Și asta este un obiectiv important pentru noi. Noi o să susținem și mai multe inițiative de mobilizare comunitară. Eu cred foarte mult că noi nu utilizăm pe măsura potențialului toți vârstnicii din Republica Moldova. Eu sunt sigur că noi putem face mult mai mult împreună. Inițiativa pe care o lansăm astăzi este un exemplu firesc în acest sens. Succes tuturor studenților și studentelor. Eu sper că o să fie o experiență foarte utilă, la care cu noi toți o să învățăm și cu siguranță aveți angajamentul nostru, al meu personal, că noi vom extinde în curând această inițiativă pe tot teritoriul Republicii Moldova. Succes! Stimate domnule ministru, vă mulțumim foarte mult și suntem siguri că de aici încolo și mai mult vom avea suportul dumneavoastră și doar prin colaborare vom reuși să atingem succese și realizări bune. Vă mulțumim foarte mult! UNFPA Moldova este partenerul de bază al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Guvernului Republicii Moldova și al tuturor actorilor naționali. În vederea realizării prevederilor programului privind îmbătrânirea activă și sănătoasă și consolidarea rezilienței demografice a Republicii Moldova. Așa cum s-a menționat mai sus, UNFPA Moldova susține autoritățile în pilotarea conceptului Universitatea pentru Vârsta a Treia. O invităm cu un cuvânt pe salut pe doamna Neghina Abazada, reprezentanta rezidentă Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova. Yes, thank you very much and very good afternoon to everyone. Dear Mr. Sharot, Mr. Buzo, State Secretary, all our partners, colleagues, today we indeed celebrate aging. We celebrate older persons. And this is very important in the context of what we're discussing today. Do we have translation? O să traduc eu până clarifică. Deci astăzi doamna Regina spune că celebrăm
pe cei vârstnici cu acest proiect. Thank you very much. Should I continue? Yes, okay. So, 1st of October is the International Day of Older Persons, and this is the specifically dedicated date of United Nations where we commemorate, we celebrate rights of older persons. Deci, după cum bine știți, 1 octombrie este Ziua Internațională a Persoanelor de Etate, este o zi specială în cadrul Sistemului Națiunilor Unite, o zi în care noi comemorăm, încercăm să celebrăm și să punem în prim vizor persoanele vârstnice, drepturile și interesele acestora. So, the University of Third Age is the new concept for Moldova that aims to create more opportunities for older adults to enjoy the range of activities associated with well-being in later life. Conceptul de universitate de vârsta 3 este o inițiativă în care vrem iarăși să reiese din obiectivele acestei zile internaționale, în care vrem să oferim mai multe oportunități adulților în vârstă să învețe, să interacționeze, să-și dezvolte abilitățile, să devină mai productivi și activi în cadrul societății. So we want to change completely the narrative about aging. We want to change the concept about older persons moving from passive beneficiaries to active agents of change. Intenționăm să schimbăm viziunea și concepția privind îmbătrânirea, să transformăm vârstnicii dintr-un actor pasiv, beneficiar de protecție socială, într-un actor activ care poate contribui la dezvoltarea societății. According to the official data, the population age 60 plus represents about 24% of the population. And the upcoming decades, the number of people who are 60 years old or older is expected to reach 30% in 2040. Conform datelor statistice, putem observa că ponderea populației vârstnice reprezintă astăzi practic 24%, iar prognoza populației ne arată că în viitor apropiat acest procent va crește până la 30%. So the minister referred to the time of COVID. Indeed, the first thinking about overcoming isolation of older person, it was very obvious at this time how older persons were isolated during COVID time. Domnul ministru s-a referit la perioada de COVID și, într-adevăr, multe eforturi au început în etapa respectivă pentru a vedea în ce măsură putem susține izolarea socială a vârstnicilor. And at this time, we think that together with Moza, Minister of Labor, Social Protection, Parliamentarians, we think that to create this program on digital skills of older persons. La etapa respectivă suntem împreună un efort comun din partea Ministerului Muncii, UNFP și Moltel pentru a lansa acest pilot al Universității Vârstea Treia. Yeah, and I think by now we have over 1,000 older persons who have been involved in this program on digital skills of older persons. And today we're taking another level. We're going up, we're taking the third generation, the third age university program, which is opening lifelong education for older persons. Noi am început cu programe locale în care am făcut instruiri, traininguri pentru persoanele în etate, am acoperit practic 1000 de persoane vârstnice din 26 de localități și astăzi suntem la o altă etapă, la un alt nivel de dezvoltare și extindere acestui program și vorbim despre Universitatea Vârstei a Treia. So I want to thank partnership with the Ministry of Labor and Social Protection, specifically the minister, being very dedicated, very diligent promoter, advocate for older persons' rights. I want to thank the Parliament, our long-term partner, Ms. Panko. I want to thank Ministry of Education and, of course, Moldcel. Many years partner with us, and I'm sure that this program will be another level of success. Vreau să mulțumesc partenerii, în special domnului ministru, care este un promotor al îmbătrânirii active. De asemenea, vreau să vin cu cuvânt de mulțumire pentru Parlamentul Republicii Moldova, doamnei secretar de stat, universității și Moldcel, și sunt sigură că acest program va fi unul de succes. Thank you.
Stimată doamna Bazada, vă mulțumim foarte mult pentru susținerea acestui proiect, precum și pentru susținerea multor altor proiecte importante și interesante în Republica Moldova. Mulțumim foarte mult! Conform studiului generației de gen, ponderea persoanelor de 55 și 74 de ani implicate în activități de învățare pe parcursul vieții este doar de 2%, fiind sub media Uniunii Europene. Conform datelor indicilor îmbătrânire active, mai puțin de o treime din populația vârstnică are acces la oportunități de a avea o îmbătrânire activă și sănătoasă. Despre importanța educației continue pentru persoanele de vârsta a treia și cu un cuvânt de salut, o invităm pe doamna Galina Rusu, secretară de stat Ministerul Educației și Cercetării. Vă mulțumesc! Stimate domnule rector Igor Șarov, stimate domnule ministru Alexei Buzu, stimată doamnă deputat Pancu, stimată doamnă reprezentantă rezidentă Abazada, stimată doamnă directoare executivă Irina Străjescu, onorată asistență, este o deosebită plăcere să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră la această lansare de universitate pentru vârsta. Okay. Pentru vârsta a treia. E plăcerea deosebită, ținând cont de faptul, inclusiv cum a menționat domnul rector, să fiu în această sală care s-a schimbat la față în ultima vreme și ne primește pe noi toți la această lansare. Nu putea fi altfel, mă gândeam eu ieri când constatam că avem într-adevăr aniversarea 77 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova, deci o vârstă onorabilă, astfel încât să putem onora inclusiv prin lansarea Universității de vârsta a treia în contextul zilei de ieri, prin care îmi exprim felicitările mele, dragi persoane în vârstă. Deci nu putea fi altfel decât anume Universitatea de Stat care are ziua fondării de 1 octombrie, anume în această zi, să fie într-adevăr flagmanul în această activitate. Zic în ultima vreme devine tot mai clar că misiunea unei universități și în contextul în care învățarea într-adevăr astăzi și acum nu este suficientă, iar noi suntem în situația de a învăța în fiecare zi, dar și în situația în care, ziceam, misiunea unei universități nu mai e să lucreze cu acei tineri standard în vârsta de 17, 22, poate 25 de ani. Înțelegem cu toții că trebuie să învățăm de zi cu zi, să ne adaptăm cerințelor noi ale societății, dacă nu în fiecare zi, atunci în perioade, deci la perioade cu o frecvență destul de mare, astfel încât în dezvoltarea exponențială care se întâmplă acum la nivel de tehnologii, dar și la nivel de construcție a societății, să ținem pasul cu vremea. Ne bucurăm foarte mult că, așa cum îi se cuvine unei universități să fie inima societății, să contribuie la dezvoltarea sistemului din care face parte în primul și primul rând. Ne bucurăm că universitatea a fost receptivă și s-a mobilizat în timp foarte scurt, tocmai constatam cu colegele de la UNFPA, că într-un timp foarte scurt s-a reușit a mobiliza, a dezvolta programe, a lansa programele și uitați, astăzi deja să avem primii înscriși la Universitatea de vârsta a treia. Ne bucurăm foarte mult, dragi persoane 60 plus, să zic că sunteți cu noi și studenți, desigur, și să știți că din această experiență, într-adevăr, eu văd
foarte valoroasă implicarea dumneavoastră în a învăța lucruri noi, implicarea în a vă simți bine în cadrul Universității de Stat din Moldova și nu numai și a aduce acest mesaj că o universitate este locul unde noi învățăm și ne simțim bine învățând și acumulând cunoștințe și competențe noi, dar eu vă văd în mintea mea realizând, înțeleg că nu o să fie prea multe, dar vă văd în mintea mea realizând sarcinile pentru acasă împreună cu nepoții dumneavoastră. În cadrul cursului de educație digitală sunt sigură că copiii dumneavoastră, nepoții cei mai cu vârste așa mai mici vor fi cei care vă vor ajuta să realizați acele sarcini pentru acasă și ei vor vedea prin exemplul dumneavoastră că se poate și nu numai că se poate, dar trebuie să învățăm pe parcursul întregii vieți să fim activi, să ne simțim bine, să socializăm și să fim suport pentru societatea în creștere și să ne simțim bine alături de societatea în creștere. Aceste cursuri lansate astăzi sunt pentru mai mult pentru implicarea dumneavoastră, incluziunea dumneavoastră în societate, gândindu-mă aici la competențele digitale pe care le veți forma în cadrul universității, la starea de bine, la modul și starea noastră psihoemoțională, referindu-mă la cel de-al doilea curs, dar mă gândesc că pe viitor vom dezvolta noi programe după această experiență pe diverse arii de interes, astfel încât inclusiv la 60 plus să ne gândim și la incluziunea în calitate de, nu știu dacă forță de muncă cu loc de bază, dar în calitate de competențe, inclusiv profesionale, și să știți că de la această interacțiune, de la aceste activități în cadrul universității, vom avea cu toții de câștigat și mă gândesc că din această experiență vor avea de câștigat și cadrele didactice care vor învăța cum este să fii profesor, să predai unui alt segment de vârstă, având de ce nu în gând că printre studenți vor fi și specialiști în domeniu care, exact, cu siguranță așa va fi, vor fi specialiști în domeniu care vor testa cele spuse de către cadrul didactic, iar asta înseamnă inclusiv implicare, motivare al cadrului didactic și din interacțiunea cu dumneavoastră, chiar la direct, ne gândim la competențele profesionale, sunt sigură că și cadrele didactice vor avea de câștigat pe lângă universitate, pe lângă toate activitățile pozitive, dar cu toții vom avea de câștigat. Sper să fie primele două programe lansate dintr-o listă lungă de cursuri cu diversitate care se întâmplă în lume și trebuie să se întâmple și la noi acasă. În încheiere, țin neapărat să mulțumesc tuturor partenerilor implicați aici, atât Ministerul Muncii și Protecției Sociale, atât Comisia Parlamentară, cât și prin suportul inclusiv financiar, dar și de expertiză UNFPI și susținerii Fundației MoldCel inclusiv, dar și tuturor care s-au implicat cu trup și suflet în organizarea acestor cursuri, în lansarea universității și nu-mi rămâne decât să doresc succes studenților noștri, în primul rând, în cadrul cursurilor organizate, dar și colegilor de la universitate pentru a da o notă și o anvergură cât mai mare Universității de Vârsta a Treia. Mult succes și vă mulțumesc!
Și noi vă mulțumim foarte mult, doamna Rusu, și mulțumim Ministerului Educației și Cercetării pentru promovarea asidu a conceptului învățare pe tot parcursul vieții. O avem alături de noi pe doamna Maria Pancu, deputat Parlamentului Republicii Moldova, și vă rugăm foarte mult și dumneavoastră să veniți cu un cuvânt de salut. Vă mulțumesc, stimate domnule ministru Alexei Buzu, stimate domnule rector Igor Șarov, stimată audiență, stimată doamna Negina Vazarova, eu astăzi aș vrea să încep a felicita totuși Universitatea, care am plinit ieri 77 de ani și încă mulți, mulți înainte, că este de o vârstă când începem noi acum să învățăm împreună cu dumneavoastră. Și să spun, să fac un anunț că domnule Șarov și eu am venit acasă, pentru că în 1982 am absolvit Universitatea, Facultatea de Economie aici la dumneavoastră. Și nu este mica mea bucurie, o am mai mare, pentru că tot aici am absolvit feciorul meu, Facultatea de Biologie și Ecologie la Universitatea de Stat. Și nu în ultimul rând, fiica mea a absolvit în 2014 Facultatea de Jurnalism, unde a plecat psihotare și aici, în sala aceasta, și-a luat diploma de absolvire și săptămâna trecută, datorită cunoștințelor pe care le-a căpătat la dumneavoastră aici, în 8 ani, deja dumneavoastră este săptămâna trecută și-a apărat diploma de doctor în știință. Vă mulțumim mult profesorilor și domnului Eșaru. Vă mulțumim mult și felicitări încă o dată pentru lucru mare pe care îl faceți. Și astăzi, totodată, vreau să felicit pensionarii, seniorii, cum zicem noi, cu sărbătoarea de ieri, o sărbătoare foarte frumoasă, cu o vârstă atât de frumoasă, să vă doresc multă sănătate, oameni frumoși la suflet și la chip, să vă doresc ani mulți, sănătate și energie dublă. Și vreau să vă spun că dumneavoastră sunteți cei care aduceți acestei țări și putere, și înțelepciune, și vă doresc sănătate multă, ani mulți, să mergeți înainte tot așa, cu atâta energie și cu atâta pozitivism pe care îl aveți. Vă mulți ani, dragi pensionari, sănătate! Și astăzi sunt foarte bucuroasă să mă aflu aici, să vă felicit și pentru o inițiativă atât de importantă pentru Republica Moldova și cetățenii săi. Acest proiect se datorează Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Educației și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. A fost o plăcere să pun și eu umărul la inițierea acestui program și vă asigur că și în continuare veți avea parte de susținerea mea și a colegilor mei din Parlamentul Republicii Moldova. Felicit noi și de altfel primii studenți seniori ai Universității de Stat din Moldova, atât din experiențele proprii, cât și din relatările profesorilor care predau vârstnicilor, pot să declar fără ezitări că cei mai buni studenți sunt persoanele în etate. Studenții seniori sunt disciplinați, responsabili, sunt mereu pregătiți de ore și lucrează eficient în echipă. În urma vizitelor întreprinse în Cehia, care implementează programe pentru vârstnici, am fost motivată ca să susțin inițiativele ce promovează îmbătrânirea activă și sănătoasă. Sunt sigură că acest program pilot care se va desfășura aici, la Universitatea de Stat din Moldova, va aduce un suflu nou în viețile studenților seniori, dar și profesorilor acestora, să fie într-un ceas bun. Doamne ajute! Mulțumesc! Doamna Pancu, vă mulțumim foarte mult și avem mare nevoie de suportul dumneavoastră în continuare. Vă mulțumim! Sănătate! În continuare, dați-mi voie să cuvântul doamnei Irina Strajescu, Fundația Molțel,
Ca de obicei, s-a alăturat la fel și susține inițiativa de pilotare a Universității pentru vârsta a treia. La finele evenimentului urmează a fi o surpriză, despre care nu zicem acum, fiindcă este surpriză. Dar între timp, o invităm pe doamna Strajescu, directoarea executivă a fundației, cu un cuvânt de salut. Mulțumesc foarte mult! Stimați studenți, dragi prieteni, onorată asistență, de numele Fundației Molțel vă salut cu drag la inaugurarea acestui proiect extraordinar de frumos, care salută viața, tinereța și învățarea continuă. Îmbătrânirea activă, cum zicem noi. Cine dintre voi ați auzit despre teoria generațiilor? Ați auzit? Ce este generația X? Sunt oameni între 40-50 de ani. Generația Y, 30-40 de ani. Generația Z, ăștia tineri, studenții care învață la universitate de 20-25 de ani. Și dumneavoastră, din ce generație faceți parte? Cunoașteți? Baby boomers se numește generația. Generația voastră, care au dintre 60-70 de ani, sunt caracterizați prin un spirit învingător. Sunteți foarte activi, harnici, vreți să vă dezvoltați personal, să fiți cei mai buni din punct de vedere profesional și sunteți foarte săritori la nevoie. Mama mea, de exemplu, mă întreabă din fiecare dată, cu ce pot să te ajut? Permanent ne ajutați și sunteți absolut extraordinari. Eu cred că în sala aceasta sunt cei mai buni reprezentanți ai acestei generații și vă felicit! Aplauze, vă rog! Aveți toată admirația noastră și felicitări. Noi, după cum a spus doamna Neghina, am avut și avem proiectul Abilități Digitale Conectează Generații, da? Unde generația Z, nepoții dumneavoastră, și generația Baby Boomers s-au unit împreună și nepoții învățau pe generația cum am zis, baby boomers, să utilizeze internet, smartphone, aplicații mobile. Noi am văzut atâta dorință în ochii generației dumneavoastră de a învăța, de a comunica și iată că poftim comunicarea aceasta continuă și aici, în încinta Universității de Stat. Încă mai este un lucru științific, este demonstrat că fiecare cunoștință nouă, fiecare informație nouă acumulată de noi, formează un fel de conexiune nouă neuronală. Și creierul nostru primește semnul că persoana asta este de fapt tânără, dacă se mai creează ceva conexiuni. Deci este vorba despre tinereță. În al doilea rând, când așa este. În al doilea rând, când ajungem la o reușită frumoasă, nu contează în ce domeniu, chiar și în domeniul studiilor, se produce hormonul care se numește dopamină. Și este hormonul care ne oferă posibilitatea să ne simțim fericiți. Deci, tinerețe și fericire este vorba despre proiectul Universitate pentru vârsta a treia. Și felicitări cu ocazia faptului că sunteți studenți în cadrul acestei specialități noi, iar noi, cei de la Fundația Molțel, suntem bucuroși și fericiți să oferim fiecărui student un smartphone performant cu acces la internet. Pentru că internetul, după cum cunoașteți, ne oferă, este o bibliotecă enormă de tot felul de informații și cunoștințe și noi am văzut cât de dornici sunt reprezentanții generației dumneavoastră să învețe lucruri noi și să acceseze internet. Deveniți, știți cum, ăștia din generația Z sunt digital nativi sau nativi digitali. Dumneavoastră veți fi vârstnici digitali, ceea ce ne bucură foarte mult. Mie îmi rămâne doar să mulțumesc tuturor partenerilor pentru implicare. De viață și tineri. Sănătate multă! Mult succes! Doamna Strajescu, mulțumim foarte, foarte mult! Deja și surpriza, se știe despre o surpriză, da? Mulțumim foarte mult! Mulți stimați oaspeți, onorați oaspeți, în continuare, vă invităm să urmăriți un scurt spot video care ilustrează câteva dintre obiectivele programului de îmbătrânire activă și sănătoasă. Măi, Nicule, măi, 10 kg te-am prins. Cum bun e lui chiar 10 kg prins? Dacă ridic în ciorpacul, uiți, vezi. Dar nu mai cred. Am și video, am și poze, și poți să-ți trimă. Hai, trimite.
stai, am făcut 3.000 de pași. Mai avem de mers 1.000, cum a spus doctorul. Hadi. It wasn't nice, summer day, we met in the park. Niciodată nu e târziu să înveți o limbă străină. În continuare, conform agendei noastre, cu permisiunea dumneavoastră, o să fac o scurtă prezentare a Universității pentru Vârsta a Treia, mai bine zis a conceptului, pentru ca toată lumea să înțelegem de fapt la ce se referă de fapt Universitatea pentru Vârsta a Treia. Probabil că o să fac o scurtă incursiune. Este un concept pe care noi l-am împrumutat, dat fiind faptul că în foarte multe țări europene și nu doar, universitățile clasice au alături de ele sau în interior există Universitatea pentru Vârsta a Treia. Este un concept. Așa. O secundă, cred că nu se mișcă. Mă ajutați, vă rog. Da? Noi am descoperit că, deci în fiecare universitate clasică există câte o universitate pentru vârsta a treia. Pentru noi a fost o uimire să descoperim că vârstnicii, deja cu experiență de peste 20 de ani a universității, vin la ore în fiecare an. Ce este o universitate pentru vârsta a treia? În primul și în primul rând, este o mișcare internațională care a început din anii 50 ai secolului 20. Este o formulă de educație non-formală, adaptată pentru femeile și bărbații în vârstă. Este un mijloc de implementare a principiului îmbătrânirii active. Care este misiunea Universității pentru Vârsta a Treia, deja și în contextul Republicii Moldova, dat fiind faptul că este pentru prima dată? În primul și în primul rând, vom prin Universitatea de Vârsta a Treia vom promova conceptul de învățare pe tot parcursul vieții. Vom crea acces la diverse oportunități de educație, de învățare pentru persoanele de vârsta a treia. Vom consolida percepția valorii și utilității persoanelor în etate, ori asta este o necesitate absolut necesară pentru fiecare din noi și dumneavoastră. Și vom crea un mediu favorabil pentru îmbătrânirea activă. În cadrul Universității de Stat din Moldova, Universitatea pentru Vârsta a Treia, per scurtat va fi UV3, da? Va fi coordonată, în primul și în primul rând, de Centrul de Resurse pentru Formare Continuă. Am aici alături și dați-mi voi să vă prezint, sunt colegele mele din centrul nostru, doamna Maria Bârcă, doamna Aurelia Roșca și doamna Doina Erhan. Conform conceptului, studiile vor avea loc un an de zile. Diferența va fi în felul următor. Acest an va fi cu două semestre, ca și la Universitatea Clasică, doar că pe semestru vom oferi cel puțin 5 cursuri, dintre care cursanții vor avea posibilitatea să selecteze cel puțin 2 pe semestru. Astfel, dacă luăm matematic, un an de studii la Universitate pentru Vârsta a Treia va fi din cel puțin 4 cursuri. La finele anului de studii vor fi eliberate certificate sau diplome, vor fi înmânate acestea în cadrul unei ceremonii oficiale de înmânare a diplomelor. Durata unui curs va fi de la 6 la 12 ore și ne propunem să fie frecvența cu o întâlnire pe săptămână. Asta este proiectul care urmează să fie lansat, urmează să-l dezvoltăm în continuare. La fel, ce va conține oferta educațională în cadrul Universității pentru Vârsta a Treia din Universitatea de Stat pentru Moldova? Vor fi mai multe subiecte și mai multe tematici din următoarele domenii. Tehnologii informaționale și de comunicare,
stare de bine și relații intergeneraționale, domeniul sănătate fizică și stilul de viață, domeniul artă, cultură, istorie, filozofie, teologie și la fel un domeniu care deja avem solicitări, educația juridică și educația financiară. Asta este ceea ce am descris până aici, este ceea ce urmează în perspectivă să dezvoltăm, fiind parte componentă a conceptului Universitate pentru vârsta a treia. Pentru anul de studii 2023-2024, deoarece este un an pilot în care pilotăm conceptul respectiv și totodată pilotăm două cursuri în acest an. Primul curs este dezvoltarea abilităților digitale, care va avea loc în primul semestru, începând de mâine, iar al doilea curs va fi cu denumirea Stare de bine și comunicarea între generații. Acest curs va fi în primăvară, începând din luna martie. Ambele aceste cursuri au durată de 12 ore, cu întâlniri săptămânale, respectiv 6 săptămâni la rândul. Noi o să ne vedem cu dumneavoastră la primul curs și la al doilea curs. Vreau să vă zic că pentru etapa aceasta de pilotare am avut un număr enorm de cereri. Deoarece este etapa de pilotare și noi vrem să înțelegem și sunt multe lucruri cum ar fi să derulăm acest proces, am selectat două grupe a către 20 de persoane în fiecare grupă. Deci numărul total de persoane este 40. Aceste două grupe încep de mâine cu cursul dezvoltarea abilităților digitale și tot cursanții de la acest primul curs vor fi cursanți și la cel de-al doilea curs. Dumneavoastră, eu vă doresc succes, prosperitate primilor studenți a Universității pentru vârsta a treia și vă rog să ridicați mânuțele. Promoție! Mulțumesc mult! Și dumneavoastră, fiecare noastră, ați primit o agendă. Ca moment, un pic un moment. Ați primit o agendă. Respectiv, conform agendei, aveți deja specificat unde vor avea aceste ore, în ce sală va fi ora, da? Va fi orele. Deci, începând de mâine, așteptăm în blocul 4 grupa vorbitorii limba română, în sala 343, iar începând de miercuri, îi așteptăm la ore grupa cu predare în limba rusă, la fel în sala 343. Vă mulțumim foarte mult, am încercat să fiu succintă în prezentarea Universității pentru vârsta a treia, mulțumesc foarte mult. Și în continuare, în agenda noastră, vreau să vă invităm pentru un cuvânt de salut una din studentele noastre. O invităm pe doamna Claudia Jalbă. Vă rugăm foarte mult să ne spuneți cum ați decis să veniți la Universitate pentru vârsta a treia? Ce v-a motivat să fiți aici? În primul rând, da, vreau să aduc mulțumiri mulți stimatilor instituții abilitate de la noi, care au manifestat grija, au manifestat grija pentru noi, persoanele în etate, și au organizat această universitate. Pentru ce am observat, mă scuzați, că gândurile mele mi le-am expus așa structurat în niște notițe și tare mult vibrează, rezonează cu gândurile care le-a exprimat în stimata noastră audiență, juriul. Și ce mai descoperit, de când sunt la pensie, deoarece toți acei apropiați, la majoritatea din noi sunt plecați, noi am rămas cam singuri ei și nu avem cu cine comunica. Și am observat că chiar și abilitățile noastre verbale stagnează. Deci eu mă scuzați dacă strac cu ochiul notițele mele câteodată. Așa, adică am salutat stimat juriu. Acum vreau să felicit persoanele de vârsta a treia, pe semenii mei, care au luat decizia de a veni aici pentru a ne dezvolta, pentru a
studia pentru a deveni, a ne include mai activ în viața societății noastre, pentru a ne debarasa de rutina asta zilnică, de zi cu zi. Și ce m-a motivat pe mine să vin aici? În primul rând, ca să mențin și să îmbunătățesc sănătatea. Sănătatea mentală, îndeoseb. Știm că îmbătrânirea este un proces inevitabil, care trecem toți prin el, dar și care se manifestă, observăm la fizicul nostru. Dar în afară de fizic, mai îmbătrânește și creierul nostru, care ne creează probleme. De aceea, se manifestă prin depresie, prin memoria cam ne scade. Și pentru a stimula creierul nostru, noi trebuie să-l bombardăm cu informații, să-l implicăm în diferite activități, pentru a nu degrada. Ce am descoperit la internet? Că România este un neurochirurg pe nume de Leon Danaile, care are 95 de ani și până în prezent el face operații la creier. El studiază creierul uman și a venit cu așa explicații, că dacă la copii neuroplasticitatea este foarte dezvoltată și de tot ei învață și câte două, trei limbi străine odată și ca un buret asimilează toată informația, păi la noi creierul ca de desminteală, el începe să se degradeze. Și el mi-a rugat că de atât trebuie mai multă implicare în procesele de învățare. Și da. Și iată, ce m-a motivat? În două cuvinte. Eu am fost în Italia ca badantă și venind de acolo, acolo am învățat limba italiană, am învățat toate ce trebuie, cum de lucrat în familie și m-am întors înapoi cu bătrânii. Și am vrut să mă împărtășesc această experiență cu doamnele care vor să plece la muncă în Italia. Și am început să le fac cursuri, dar pandemia, în timpul pandemiei am încetat să fac activitatea asta. Și acum aș vrea că să mă înveț să face aceste lecții prin online. Iată, văd că e la mod acum toți. Și de atât eu sunt motivată mine să înveț lucrul ăsta aici. Mulțumesc! Noi vă mulțumim foarte mult, doamna Claudia, pentru intervenția dumneavoastră și sunt sigură că fiecare dumneavoastră o să ne mai relatați despre motivația și interesul care v-a făcut să veniți aici. Și eu sunt sigură că interesul și motivația la nivel de țară este enorm de mare. Deja m-am convins ieri la întâlnirea cu seniorii. Iar acum, că este spre finalul evenimentului, scuzați, adevărul că sunt prima dată moderator. Dat fiind faptul că noi am zis că avem două grupe și avem o grupă în care urmează să fie predarea în limba rusă, am inclus aici și am invitat șapte persoane cu statut refugiat din Ucraina. Credem noi că este un element absolut important de a include și persoanele care sunt în situația care sunt și aici mulțumim foarte mult partenerilor noștri care ne susțin incluziunea celor care au nevoie de suportul nostru și solidaritatea noastră. Și mulțumim foarte mult! Și la finalul evenimentului de astăzi urmează acea surpriză pentru dumneavoastră, dragi seniori și dragi senioare, urmează ceremonia de donare a telefoanelor pentru cei 40 de studenți înmatriculați prima promoție a Universității pentru vârsta a treia și invit aici în față deja pe reprezentanții Fundației Molțel, alături de câțiva tineri voluntari care ne vor ajuta. O rugăminte foarte mare care au colegii mei este
Dumneavoastră stați la locul care sunteți, o să fie anunțat numele și prenumele dumneavoastră și colegii voluntari se vor apropia de dumneavoastră. Deci nu trebuie să vă ridicați, să veniți aici. Bună ziua și felicitări, în primul rând, tineri studenți! O să mai am o rugăminte, fiindcă dumneavoastră primiți telefonul acesta în calitate de donație, să nu plecați. Acum vă lămânăm, după care o să semnăm toate actele. Eu am să citesc lista de studenți și o să vă rog să vă ridicați ca voluntarii noștri să se apropie. Doamna Vera Banari. Așa. Doamna Claudia Bălan. Domnul Vitalie Bivol. Doamna Mariana Casap. Domnul Nicolae Coceban. Doamna Elizaveta Diordiev. Dacă nu este, va reveni deja la lecție. Doamna Galina Domente. Domnul Grigore Frunea. Doamna Maria Gavriliță. Doamna Alexandra Gori. Doamna Valentina Iacob. Doamna Claudia Jaubă. Doamna Valentina Lazar. Domnul Vlad Lupașcu. Doamna Luba Muțu. Nu este. Doamna Galina Patic. Domnul Kiril Răcilă. Domnul Mihail Rotar. Domnul Grigore Tofănică. Doamna Nona Vasiliev. Doamna Olga Brașoveanu. Domnul Alexandru Calinciuc. Așa. Doamna Vera Ciaglei. Doamna Zinovia Creșciuc. Doamna Ala Crinițin. Presupun că aici aș putea să trec în rusă. Gospoja Lidia Gorobchenko. Doamna Lidia Gorobchenko? Nu este, da? Doamna Tatiana Gorciac. Nu este. Domnul Alexandru Capustenco. Așa. Doamna Silvia Masura. Doamna Ludmila Medvețchi. Doamna Olga Mihailova. Doamna Nadejda Markov. Domnul Anatol Munteanu. Doamna Valentina Naumova. Domnul Dmitrii Nazarco. Doamna Tamara Pavlukova. Este? Doamna Ludmila Pihurov. Doamna Galina Rădăuțan. Doamna Zinaida Zacopailo. Doamna Valentina Zagorodni. Atât.
Da, vă rugăm să nu părăsiți sala. Noi am ales cu mare grijă telefoanele pentru dumneavoastră ca să fie suficientă memorie pentru absolut tot și vă dorim succes la învățătură. Onorată asistență, vă mulțumim foarte mult. Stimați oaspeți, mulțumim foarte mult. Cu suportul tuturor, domnule rector, considerăm deschisă Universitatea pentru vârsta a treia. Eu încă o dată vreau să mulțumesc tuturor partenerilor de dezvoltare, stimate domniți, doamna secretar de stat, doamna Pancu, doamna Regina, doamna Molcel și nu din întâmplare. Evenimentul are loc în aula Regina Maria. Când spun împreună, această aula a fost reabilitată tot cu susținerea Guvernului României și uităm cine a fost Regina Maria, mama celor răniți în primul război mondial. O mamă pentru toți. Vă mulțumesc foarte mult că ați optat pentru universitatea. Stimați oaspeți, vă rugăm pentru o poză de grup.